Uite-l, măi, și steagul. Uite acolo, e Gina. Hop! Grijă! Bine ați venit, dragii mei! Ce faceți noi? Uite, ne-am întors în copilărie! Da, asta pentru că... Cei care au jucat când erau copii pietrele. Uai, ce tare a fost la Gorii! Mi-a plăcut jocul ăsta. A câta pereche credeți că sunteți? Prima. Suntem prima cu siguranță. Pe celelalte două le-am lăsat în praf. Sunteți patru echipe, dragii mei. A, patru. Nu uitați. E foarte posibil. Se poate să fim pe doi. Da. Ne vedem puțin mai încolo. Ok. Felicitări. Abia așteptăm. Mulțumim. Mulțumim. La Gorii. La Gorii. 2, 1, ignition. Thank you. Next touch. Best of luck. Thank you, kids! Am așteptat 5 minuțele, n-au apărut Ruby și Robert, prin urmare am primit plicul cu următoarea destinație. Hey, simpaticilor! We are the champion, my friend! Oase în două picioare? Oase nu mai e gipsul? Stai puțin, trebuie să sări în gardul! Vezi să nu te accidentezi la ce... Ultimul obstacol a fost depășit! We are the champion, deci nu pot să cred, Oase! Fii atent, acum călcăm prima oară cu patru picioare! Ia! Așa cum calcă orice pereche neața puternică, Gina. Neața, băieți! Oase, cum ești tu cu piciorul acum? Foarte bine, pot să mai merg un pic, mă înțeapă puțin, dar e pe drumul bun. Ești pe drumul cel bun. Pe drumul elefantului. Pe drumul elefantului. Clar. Picior mare funcționează. Da. Cerebel a fost un adevărat stâlp. Da, întotdeauna. Bravo. Mulțumesc. Formați echipa puternică, mă, și faină. Și ce crezi? Acum chiar poate să facem căz. Dragii mei. Da, Gimța. Știți că este foarte important pe ce loc ajungeți la mine. Da. Și pe ce poziție credeți că sunteți? Nu cu doi. Nu cu doi. De ce? Spuneți asta. A plecat Șerban înaintea noastră, Căcuța a lăsat-o la joc, am bătut-o, iar Ruby nu cred că a ajuns. Sper. Dacia Express, te aștept la orice. Dragii mei, ne vedem puțin mai încolo, da. Când o să aflați pe ce poziție ați ajuns aici la mine, da? Pa, pa. Semna. Hai. Da. Hai încolo. În care colo? În celălalt colo. În celălalt colo. Teoria conspirației continuă la Asia Express pe drumul elefantului. Ideea este că am lăsat o echipă în spate, din ce știm noi, și una a plecat înaintea noastră. Atât. M-a blestemat, Oase. Ușor, că se alunecă pe aici. Dar ce frumoasă ești! Atunci când zâmbe! Bine ați venit, dragii mei. Ce faci? Ce pățit că... Mă doare genunchiul de ieri, de la jocul de amuletă pe care l-am câștigat. Dragii mei, mă bucur foarte mult să vă văd. Mai multe de atât nu pot să vă spun acum. Da, știm. No, te pupăm, Gina. Ne vedem mai încolo, pa, dragii mei. Pa. Ne-ar fi plăcut imunitatea, ne-ar fi plăcut locul întâi, dar nu știu dacă mai e imunitate, pentru că Gina nu a pomenit deloc până acum de imunitate, deci nu știm dacă va fi sau nu. Simpaticilor, sunteți doar trei perechi. Acolo mi s-a părut ceva foarte ciudat când erau decât trei echipe. Și ultima oară când s-a întâmplat asta, lipsea Paul cu Jojo. O fi pățit ceva Ruby sau Adi? M-am gândit la asta, sincer. Eu nu m-am gândit la asta. Eu am crezut că Ruby cu Robert au ajuns primii și sunt la imunitate. Dar de ce? Pentru că i-a fost rău lui Robert. A mâncat ceva ce nu i-a aprit. Așa că a trebuit să ajungă la spital. Mama. Thank you. După ce am fost la spital și după ce am stat în perfuzie, m-am simțit mai bine, că în primul rând eram foarte deshidratat. După ce vergi o noapte întreagă, ești foarte deshidratat. Eu n-am fost atât de deshidratat în viața mea. Și de asta cred că mi s-au și încleștat degetele și reacționa corpul așa. Și după ce am stat în perfuzie, am fost mult mai bine. Pentru că mi-au dat săruri și mi-au dat vitamine și am putut să am cât de cât senzații în degete, să fiu cât de cât hidratat. Am făcut ecografia, tot e în regulă. Ai luat analizele? Analizele o să-mi redat. Nu are apendicită. Nu e apendicită, nu e peritonită, să fie vreo complicație. E o enterocolită. De la ce ai mâncat, că așa e India, da. Pare. Laptele ăla i-a pus cap. Mâncam multe. Noi am fost să ne asigurăm că nu e nimic grav, nimic care să te pună în pericol, să lăsăm să te odihnești. O să te hidratăm bine, o să mai vin eu la tine, da, ai și cardul la spital.
lăsăm să te vină și eu să mai vin la tine, o să mă să mă faci bine, să mă îndeai. Da, neapărat ăsta, anti-inflamator, antibiotic, tot, tot da, 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 tot, rezolvăm și... Da? Da, ce înseamnă. Te faci bine. Mulțumesc. Am aflat în urma analizelor că am enterocolită. Și niște lichid la intestine. Și un pic de lichid la intestine, dar ăla am înțeles că nu e grav. Nu știu, mă, sunt ok. Da, e bine? E bine. S-a deshidratat foarte tare. Ma, haide, Doamne, Doamne. Spital înseamnă grav. Spital este grav. Intoxicație, cu stomac, cu mâncare, cu cioa, bea săracul, că e, el nu se plânge. Adi e genul care nu se plânge de nimic, decât în ultimul moment. Ce să spunem de Robert? Ne pare foarte rău că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. E, cum spuneam și în alte interviuri, un mediu destul de ostil, cel de aici din India, pentru noi europeni obișnuiți cu un alt ritm, cu alte temperaturi și... Clar, frate, noi suntem europeni venind din altă zonă, deja s-au acumulat atâtea zile, suntem plecați de o lună și ceva. Clar, stomacul nostru rezistă și el cât rezistă, da? Na. Se pare că mai cedează. Chiar au fost atât de multe probleme în multe echipe și chiar nu ne așteptam să pățească și ei ceva. Deocamdată nu mai putem să-l introducem însă în această etapă decât în cursa pentru ultima șansă. Dacă se face Doamne bine. Doamne ajută să facă și bine. Și sperăm, bineînțeles. Și ne rugăm la Doamne, Doamne să fie bine și să revină în joc. Sperăm din tot sufletul să fie bine și să-i avem lângă noi, avem mai să-i avem măcar la sfârșit de această etapă. Să se facă bine, că asta e cam trist jocul. Gina ne-a spus că intră de la cursă, dar cine m-a interesat de asta? Păi m-a interesat de sănătatea lui, sincer. Să se facă bine repede, că da, bine mă, o să se facă. Da, mă, dă un de cursă, dar se fac. După cum vă spuneam, am ajuns în semifinală. Asta înseamnă că nimeni nu mai este imun. Super. Se pot primi doar avantaje. Ok. Suntem în semifinală, este normal să fie mai greu de acum încolo? Clar. Totul de acum încolo pare ca o cursă pentru ultima șansă, din punctul meu de vedere. Și am aici un elefant auriu. Mamă, asta e culoare nouă. Opa. Da. Nu știm ce este cu el, dar are o culoare foarte interesantă și foarte frumoasă. Pe ăsta nu l-am primit. Nu l-am primit nimeni. Ce face elefantul ăsta? Ce face? Bun, la imunitate știm ce face, știm ce să mănâncă, știu. Da, ce elefantul? Face elefantul auriu? Vrem să știm ce face elefantul auriu. Da, chiar vrem să știm. Și o să vă spun exact ce face acest elefant auriu. La începutul episodului următor însă. Acum super. Doar vi-l mânez. Am înțeles. Ți-am zis, e o culoare nouă. E handicap? Ia vezi, mai vopsit? E vopsit, e vopsit! Nu știm ce semnificație are elefantul auriu, dar pentru că este auriu, trebuie să fie ceva cu el de este auriu. Eu nu-l mai dau înapoi pe ăla, trebuie să-l țin amintire. Îmi pare rău, Gina, acel elefant rămâne la mine. Bravo! Bun, bun! Dragii mei, noroc! Mersi! La mulți ani! Felicitări pentru că s-a terminat încă o emisiune. Bravo, mulțumim, mulțumim. Bravo, au bravo. Fost 25. Wow! Ce? 25. Rău așa. Ne-au mai rămas doar 5. Bun. Așa că Asia Express continuă.